Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a adoptat marți o hotărâre privind stabilizarea versantului nordic al municipiului Suceava. Alunecarea de teren din zona Zamca, cunoscută din 2007, s-a reactivat în ultima perioadă. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava a decis analizarea și asigurarea implementării de către Inspectoratul Județean în construcții Suceava a raportului de expertiză tehnică Cerința afe aferent proiectului numărul 100 din 15 a a 2023, alunecare de teren la Liceul Teoretic Filadelfia, în zona terenului de sport a cantinei și a construcțiilor situate în apropiere de coronament versant. Prin hotărâre s-a stabilit dispunerea în regim de urgență a soluțiilor tehnice și măsurilor impuse în urma expertizei efectuate, avându-se în vedere protejarea și stabilizarea întregului areal de manifestare a riscului alunecări de teren.